Am produs cel mai îndrăzneț film făcut vreodată în această țară și suntem foarte mândri de acest lucru. Am găsit cea mai bună echipă din țară, care nu se putea afla în altă parte decât aici, în județul Sălaj. Aveți niște oameni foarte talentați. S-au înfit în inimile noastre ca un vârf de săgeată și nu mai pot ieși afară. În film este vorba despre o poveste foarte frumoasă, aventura a doi copii care se hotărăsc să-și schimbe destinul și reușesc să facă acest lucru prin determinare și hotărâre. Și nu rămâne decât să vă invit cu dragă inimă să-l vedeți când apărăm în cinematografe, pentru că este un film pentru copii, adulți, tineri și bătrâni deopotrivă. Filmul Usturoi, regia Lucian Alexandrescu, producția și scenariul Radu Băzăvan, second unit director, adică regizor secundar este Ionuț Turda, Lumin Cristian Nemeș, logistică Mircea Groza, sunet Mihai Pripon și Victor Sămpăleanu, logistică secundară domnul Petreanu Vasile din Treznia, muzică avem Dariu Stoica, Daniela Stoica, taraful familiei Stoica, avem muzică de asemenea și de la Vili, avem Gypsy Rap în premieră mondială, avem o formație olandeză care cântă muzică este europeană, numită Cela Puterea a Treia în olandeză și nu pot pronunța acest nume pentru că în olandeză sună foarte greu pentru un este european. Multă muzică, multă voie bună, multă glume, multe glume, vă invităm să le descoperiți. Ce rol ai avut în film? Am fost Marmelada, sora lui Ieremia. Am avut ocazia să joc în câteva secvențe și să și cânt. Ne poți povesti pe scurt acțiunea filmului? Doi copii își trăiesc aventura vieții lor, amândoi având visul de a deveni actori, iar ca să-și atingă scopul, trec prin foarte multe peripeții. Eu am jucat rolul lui Ieremia în unii dintre actorii principali. Cum te-ai simțit să joci într-un film? A fost o experiență minunată prin care am legat prietenii minunate și cred că o să și rămân așa. A fost o experiență de neuitat, a fost ceva extraordinar pentru că am avut oameni extraordinari lângă noi. Darius, mi-am făcut acum un prieten super, un prieten foarte, foarte bun, care probabil o să fie așa să fim toată viața. A fost extraordinar pentru că am văzut câte minunății are și Sălajul și județul nostru. A fost o experiență practic care nu pot descrie în cuvinte. Pentru că am întâlnit oameni extraordinari, am văzut tot felul de chestii și m-am simțit extraordinar. Nu cred că o să mai întâlnesc așa ceva, dar dacă aș mai întâlni vreodată o asemenea experiență, probabil, nu știu, o să mi-o povestesc, e ceva de nedescris. Thank you.